Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore la televiziunea Chit. Este mar și bineînțeles că alături de noi este primarul Oneștiului, domnul Nicolae Ignatic. Bună ziua, domnule primar, bine ați revenit la noi. Să rămână, doamnă, vă mulțumesc pentru invitație. Avem foarte multe evenimente care au avut loc în ultima perioadă, foarte multe se mai anunță, deși e început de vară, început de concediu, ne gândim deja la vacanțe, la planificări, se muncește intens la Onești. Acum, sincer, îți foarte multe întrebări, foarte multe evenimente, foarte multe de lămurit Așa și cred că principala și cea mai importantă. Acum nici nu știu. Raportul primarului l-am văzut, l-au postat deja pe mai multe rețele de socializare. Apa, despre subiectul apă, cred că ar trebui să vorbim iarăși un subiect fierbinte sau delicat deocamdată pentru Onești. Discutăm întâi de raportul primarului. Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să profit de ocazie pentru că mă aflu astăzi aici și prin intermediul dumneavoastră să transmit un mesaj tuturor. Iată, astăzi se împlinește un an de când oneștenii uh, mi-au dat, printr-un vot de încredere, frâiele acestui oraș, din punct de vedere administrativ. Le mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată acum un an. Uh, le promit că voi fi aceeași persoană ca și acum un an, ca și astăzi. Nu mă voi schimba decât în bine, sper eu că le voi reprezenta interesele cu foarte mare atenție în Consiliul Local, în primărie, în toate măsurile administrative și politice pe care le voi lua. Și vreau să vă spun că, ca fiecare om normal la cap, spun eu, este bine ca la o perioadă de timp, să spunem cel puțin la fiecare an, să ne facem un bilanț asupra tuturor proiectelor pe care ni le-am propus. Asupra proiectului cu care am venit în fața uneștenilor și le-am cerut un vot de încredere și să contabilizăm ceea ce am făcut, ceea ce n-am făcut și ceea ce urmează să facem împreună în următorii trei ani. Acum încep cu o remarcă. Trebuie să recunosc că este prima dată când un raport de activitate, bine, la dumneavoastră la un an, îl văd așa postat public, transparent. În atâția ani de presă n-am întâlnit treaba asta, eventual prezentată în cadrul ședințelor de Consiliu. Noastră îl prezentați public. Da, ei, haide să vă spun, eu sunt un om corect cu mine în primul rând și considerând că sunt corect cu mine, sunt corect cu toți ceilalți. Nu sunt nici primul, primar, nici ultimul care vin în fața celor care l-au votat și celor care nu l-au votat să prezint un raport al activității mele administrative din ultimul an, adică din momentul în care m-au votat până astăzi. Este bine de știut și cei care m-au votat și cei care au avut încredere în credere mine și mai ales cei care nu m-au votat ce am făcut eu în acest an. Care sunt proiectele pe care le-am propus oneștenilor, se pot vedea în materialele, să zic, electorale pe care le-am folosit acum un an, un an în campanie electorală. Dar este de bun simț să știe toată lumea ce a făcut administrația Timp de un an. Cum le-au reprezentat interesele? În ce direcții ale administrației s-au făcut pași înainte? Avem o, o evoluție? În ce direcții am stat pe loc, am stagnat sau chiar am făcut pași înapoi? Este foarte bine ca toată lumea să poată citi uh, liber acest material, să-și formeze o opinie proprie și să nu luăm în calcul sau să nu ne facem opinie doar din ce auzim pe la vecini, doar am auzit eu. Foarte des se folosește sintagma aceasta. Știți, am așa, am auzit sau mi-a zis cineva. Nu este bine ca atunci când ne formăm opinie să ne documentăm. Asta vorbesc întotdeauna și cu cetățenii din municipiul noi și când mă întâlnesc pe stradă și vorbesc despre apă. Sunt puncte de vedere pro și contra. Important este să fim bine informați și corect informați ca să putem trage niște concluzii pertinente nu să ne bazăm pe uh, aceeași, uh, să zic eu, uh, uh, același fond. Uh, știți, așa am auzit, așa mi-a zis cineva. Uh, să revenim la oile noastre. Iată că astăzi se împlinește un an de decât oneștenii uh, mi-au uh, mi dat votul de încredere și cred că este de bun simț să vin în fața lor prezentându-le proiectele pe care le-am abordat în acest an uh, calendaristic și să-mi exprim un punct de vedere vis-a-vis -vis de ceea ce am făcut până acum și de ceea ce urmează să fac în următorii ani. O să fac o prezentare pe scurt a tuturor capitolilor prezentate în raportul primarului, urmând să detaliem, să zic pe fiecare, fiecare, subiect. fiecare subiect important, cele de interes, să zic foarte mare, urmând ca pe celelalte subiecte să poată fi analizate atât în ziarul uh, Curierul de Onești, care va ieși săptămâna viitoare și pe care primăria îl distribuie gratuit în municipiul Onești, cât și pe rețelele de socializare. După cum am spus, este bine de vorbit despre infrastructura de apă și de canalizare, ceea ce s-a făcut în ultimul an, despre investițiile în infrastructura medicală, mă refer aici în special investițiile făcute la Spitalul Municipal, ceea ce s-a făcut în locurile de relaxare și de agrement, locuri de joacă, aparate de fitness, ceea ce am făcut pentru sport, gala sportului uneștean și gala învățământului, ceea ce am făcut pentru persoanele vârstnice, veteranii de război și seniorii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, ziua pensionarilor, ceea ce am făcut pentru tineri, crosul tineretului, gala învățământului, gara sportului Oneștean, ceea ce am făcut pentru infrastructura, fie că este rutieră și vorbim aici de lucrările din cartiere, lucrările de asfaltare, belgi, cartierele 6 Martie, Buhoș, Cuciur, infrastructura, podul de peste râul Trotuș. Ceea ce am făcut pe fonduri europene, proiectele depuse pe PNDL2, bani de la finanțare de la Guvernul României, pe fonduri europene, finalizarea centrului de bătrâni din cartierul 6 martie, atragerea de noi investitori în zona unei și aici putem vorbi despre Autoliv și ceea ce este foarte important și s-a întâmplat de curând, redeschiderea sălii polivalente Nadia Comănici. Acestea sunt, să spun eu, temele abordate în raportul meu pe anul administrativ iunie 2016. 16 iunie 2017 și cu acordul dumneavoastră putem să detaliem fiecare capitol în parte, preferând și spunându-vă că mi-aș dori să începem cu ceea ce s-a făcut în ultimul timp în ceea ce privește furnizarea adică prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în Nești. Într-adevăr, apa rămâne, din punctul meu de vedere, un, obiect, un subiect încă fierbinte, un subiect de maximă actualitate și chiar la o serie de discuții purtate cu cei de la Raja, le-am spus și dumnealor, pentru oneșteni vara reprezintă un coșmar. De fiecare dată, vara, aveam întreruperi la furnizarea de apă. Se pare că nu va fi așa sau sperăm că nu va mai fi așa de acum încolo Haideți să, vă, să vedem exact ce s-a făcut, care sunt pașii și liniile pe care se, se va merge Trebuie să vă contrazic din păcate Dacă cineva și imaginează că problemele vor dispărea brusc peste noapte, se înșală amarnic Sunt o persoană care la bază sunt inginer constructor Știu să fac o analiză tehnică pe, pe un sistem de alimentare public cu apă și știu ce se poate întâmpla din punct de vedere tehnic, dar vor, doresc să vorbesc în problemă despre această problemă în ansamblu. Haideți să vedem care a fost, să spun, statutul juridic al infrastructurii de apă și canalizare municipiului Onești și administrativ, care este și ce va urma. Toată lumea știe că în anul 98 această infrastructură de apă a fost privatizată de către FPS Moldova, de atunci, și operator, începând din acel an până în decembrie 2016, a fost o societate privată care a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni la acest serviciu. Această societate, privatizarea, să vă spun, nu a fost făcută cu acordul primăriei, nu a întrebat nimeni pe consilierii locali, pe primarul de atunci, dacă sunt de acord sau nu cu această privatizare. Îmi doresc în general să nu vorbesc foarte mult despre trecut, dar pentru a înțelege situația prezentă și cea de viitor este bine să să dăm detalii și despre trecut, altfel putem să ne trezim într-o confuzie. Deci în o privatizare, activitate desfășurată de o firmă privată cu capital privat până în 2016 decembrie. Cu bune și cu rele. Corect cu program de furnizare apei ba continuu, ba cu cu un preț la apă ba foarte acceptabil, să zic, și apoi mai puțin acceptabil, cu, până la urmă, cu, cu, anumite, sincope. cu, an, cu anumite sincope. Ce s-a întâmplat și care, sunt, care este situația de astăzi? După 17 ani de zile, putem spune că, integral infrastructura de apă și canalizare a municipiului Onești aparține oneștenilor, aparține Uate Onești, începând din decembrie 2016. După atâți ani. După atâți ani. Lucru realizat pe mandat primar Nicolae Gănatiuc. Vrem, nu vrem, asta e situația. Pe unii bucură, pe unii întristează că n-au reușit ei, pe unii îi supără că n-au mai putut continua activitatea economică, pe alții se bucură că vor avea apă de calitate într-un program de 24 de ore din 24 la un preț rezonabil. Părerile întotdeauna sunt împărțite și este și normal și fere să fie așa. Ce se întâmplă? Noi ceea ce am făcut acum o săptămână, am delegat serviciul de furnizare, serviciul public de furnizare a apei și canal în municipiul Onești infrastructura Zestrea rămâne în patrimoniul orașului. Noi nu poate să ne spună cineva, domneci, că ați luat apa de la unii și ați dat o la alții. Nu, greșeală mare. Noi am luat ceea ce era nostru. Ne-am luat, în posesie, am reintrat în, posesie, în posesie, Așa. Pe de o parte, și am delegat, conform legilor în vigoare, un serviciu. Pentru că s-a demonstrat noi primăria, nu puteam nu opera acest ]itatea. serviciu pentru că nu avem nici știință, nu putem nici atrage fonduri europene, ca dâns și din mai multe motive, în primul rând, de funcționalitate. Iată că acum o săptămână am delegat acest serviciu către cel mai mare operator regional din țară pe apă și canalizare. Este vorba de Raja Constanța. Ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea este faptul că este operator cu capital 100% de stat. Deci acționar este statul român, nu un SRL, nu o persoană, nu, Nesa. nu un Nu Deci este o societate a statului român. Statul român acționar 100% oameni buni. Asta este un lucru foarte bun, nu poate nimeni să găsească aici o hibă, știți că ar exista interese, că sunt anumite interese de a-ți delegat acolo serviciu. Nu, nu există niciunul. Singurul meu interes este ca uneștenii să aibă apă, infrastructura să fie modernizată, să avem apă de calitate la un preț rezonabil și dezvoltăm toate aceste trei felii. Am delegat de la 1 iunie serviciu de apă. De la 1 iunie avem apă 24 de ore din 24. Avem și noapte apă. Vreau să, vă, să mă întorc un pic la, la Raja Constanța. Spuneați în felul următor. Ați înaintat o, să zicem, o intenție de a fi preluați de crab? Vreau să lămurim și acest Nu aspect. vreau să mai revenim la toată procedura, că ar trebui Pe să scurt. mai stăm vreo două. Ore. Nu, nu, nu. Pe scurt, dacă e ca să înțeleagă Invitația, oamenii. invitația de delegare a serviciului a fost făcută către toți mari operatori de exact. apă din țară. Exact. Și nominalizăm aici Raja Constanța, apă Vitaliaș, Crab Bacău, Apa Nova București. Și deci, n-ați avut preferințe pentru nu, unii sau nici, pentru nici, alții? Nici nu se poate. Așa. Iar procedura a fost una de, de punere de oferte, fiecare în primul rând, și-a manifestat sau nu intenția de a prelua serviciul de apă de la Onești și apoi au depus o ofertă legată de program de furnizare a apei, preț pe metru cub de apă, program de investiții și program de atragere fonduri europene. Acestea au fost considerentele care au stat la analiza delegării serviciului către un operator sau către altul. Am înțeles. Toate aceste demersuri s-au făcut scris prin grija Consiliului Local, a fost transparență maximă. Și toată, toată această procedură a durat șase luni de zile: timp în care primăria Municipiului Ionești a pierdut mai bine de 25 de miliarde de lei, bani cu care am fi putut face multe alte lucruri de utilitate pentru oraș. Din păcate, spun. Revenim. De la 1 iunie, Raja Constanța, nou operator, au modernizat sediu de pe Venus 3 cred că nu greșesc adresa. Fostul sediu al termonului. Fostul sediu al termonului. acolo, acolo își desfășoară activitatea. apă 24 de ore din 24. Prețul la apă cu un leu și 9 bani mai ieftin decât prețul, să spun, prestat de către, utilizat de către operatorul precedent SCDPP. Onește, sta. Plan de investiții de 10 de milioane de euro în următorii 3 ani și de zeci de miliarde de lei vechi anul acesta. Am încredere că lucrurile vor merge într-o direcție bună, dar nu se pot întâmpla minuni. Ce vreau să spun prin acest lucru? Toată lumea care a fost interesată sau care are minime cunoștințe în ceea ce privește istoria municipiului unești, știe că infrastructura de apă din municipiul Ionești este constituită astfel. Există un baraj de acumulare la Valea Uzului. În imediata vecinătatea barajului există o stație de tratare. Deci apa vine pe o conductă, apa brută din baraj către strația de tratare de la Cărăboaia. Se tratează apa, iar de aici pleacă în două direcții. O magistrală către Bacău, o magistrală, veche, o, aceeași magistrală veche către Onești. Apa vine de la cărăboia către Onești, trecând prin Dofteana, Dărmănești, Târgu Ogna, prin localități. Da. Toate aceste localități se înțeapă în această magistrală mare de unde și-au apa potabilă. Cap de linie, Onești. De la Onești, în Aval, în Bucium și celelalte localități iau de la de, dinainte de Onești apă. Dar nu este o, o magistrală separată pentru Onești și una pentru localitățile din Aval. Asta vreau să spun. Unde este hiba? De ce apar, de ce continuă să apară întreruperi de apă? Asta îi preocupă pe oneștei și pe mine totodată. Eu vreau să vă spun că competența Raja este pe raza municipiului onești. Adică stația de tratare de la Cuciur și toată infrastructura din oraș. Din păcate, de cele mai multe ori apar avarii în amonte, pe tronsonul valea uzului sau cărăboia onești. Apăr apărând aici avarii, suntem legați de mâini și de picioare. Noi nu avem momentan o altă sursă de apă de unde să ne reîntregim stocurile de la stația de la Cuciuri. Și când, în momentul în care apare o avarie pe tronsonul uh, cărăboia onești. onești, suntem nevoiți să întrerupem și noi apa, chiar dacă noi, în infrastructura proprie de apă, nu avem nicio problemă tehnică. Aici apar cele mai mari, cele mai dese probleme pe care nu le putem gestiona momentan. Dacă veți analiza în amănunt conferința de presă a celor de la Raja, veți constata că prioritățile lor sunt următoarele. Prima prioritate, reducerea pierderilor. Asta înseamnă că trebuie să investească sume consistente de bani în infrastructura Municipiului Onești de apă și canalizare. Deci în infrastructura proprie, pentru că infrastructura este veche de peste 50 de ani și investiții nu s-au făcut. Este clar că apar avarii și în, și în interiorul orașului și atunci anumite blocuri, anumite zone, limitate, nu tot orașul, suferă preț de câteva ore, fie că sunt remedierea, 5 ore, 10 da. ore, 8 ore, remedierea. Care sunt soluțiile? Una, investiții în infrastructura proprie pentru a scăpa de ambele probleme. De, de problemele de interior, soluția este investițiile proprii făcute de către Raja și Fonduri europene pentru refacerea infrastructurii proprii. Raja își propune ca în următorii trei ani să-și dubleze capacitatea de înmagazinare de la cuciuri. Asta înseamnă că în momentul în care ar fi o avarie pe aducțiunea Valea Uzului Onești, ei aveau, vor avea o rezervă mult mai mare de apă, astfel încât să poată continua furnizarea apei pe o, perioadă, pe o perioadă mai lungă de timp, astfel încât să nu se simtă avaria din amonte, știți? Iar a doua investiție mare, a treia, de fapt, investiție mare a celor de la Raja, este o sursă paralelă de apă, o nouă sursă de apă, independentă de cea existentă în acest moment. Sunt niște proiecte foarte mari, foarte ambițioase, foarte scumpe, necesită un buget foarte mare de bani, dar sunt realizabile. Fără aceste investiții, problema nu se va rezolva în ansamblu. Dar ideea este următoarea. Raja Constanța este o firmă care își dorește să dezvolte. Ei nu poate să vină în Onești și să administreze un sistem vechi. Ei dacă nu investești bani, aici vor pierde bani. Și Raja Constanța nu este o societate de binefacere. A venit în Nonești să desfășoare o activitate economică care în timp le va genera profit. Corect. Ca să le genereze profit, trebuie să o facă profitabilă. Fără să faci investiții consistente, nu o poți face profitabilă. Investițiile consistente se pot face pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, sau pe fondurile, pe fondurile lor proprii, mai puțin pe fonduri de la bugetul local. Cam așa stau lucrurile în momentul acesta despre apă. Dacă vor mai apărea sincope în ceea ce privește programul de furnizare a apei, uneștenii trebuie să, le, să înțeleagă acest aspect. I-am rugat pe cei de la Araja să fie foarte transparenți, să facă o foarte puternică informare către asociațiile de proprietari, către primărie, către agenții economici, când apar avarii, să ne informeze de îndată, să știm perioada întreruperii programului de furnizare a apei, în ce zonă, să fie foarte operativi în, în segmentul acesta de comunicare cu, cu cetățenii, pentru că este foarte, foarte important. Noi am avut sincope în acest sens și aceste sincope ne-au creat foarte multe prejudicii. Vă spun că sunt cu inima împăcată. Am spus-o în ședințele de Consiliu Local, am spus-o în conferința de presă de la Raja. Este cea mai bună decizie pe care o puteam lua în privința apei. Îmi asum în totalitate această, această direcție în care am hotărât să mergem, eu ca și primar, mi-o asum în totalitate. Le mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru că au avut încredere în mine și au, au acordat un vot de încredere acestui proiect. Și am încredere că Raja Constanța are capacitatea tehnică și financiară să rezolve toate aceste probleme într-o perioadă medie de timp. Asta înseamnă până în 5 ani. Nu uitați, Municipiul Onești trebuie să realizeze o stație de epurare, a cărei valoare este peste 14 milioane de euro. Noi nu am fi făcut în regie proprie această stație și nici nu am găsit parteneriate până acum finanțabile. Să realizăm într-un an, doi ani stația de epurare. Raja Constanța o va face pe fonduri europene. Dacă nu am fi făcut stația aceasta de epurare, exista riscul să plătim niște amezi uh -huh. care s-ar fi putut ridica la zeci de mii de euro în fiecare zi de către primărie. Vă spun că s-ar fi blocat activitatea administrativă în scurt timp, ceea ce era cât pe ce să se întâmple și din cauza acestei probleme cu apa, pierderilor de 5-6 miliarde în fiecare lună. Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să, să degrevăm bugetul local de la un asemenea efort și că putem folosi banii oneștenilor în proiecte de dezvoltare pentru onești. Eu zic că este uh, suficient pe apă, eu dar vă stau la dispoziție uh, mai Aș mai avea câteva precizări legate de apă, dar după o scurtă pauză de publicitate Iată, s -a, în prima parte a emisiunii s-a scurs așa cu repeziciune, au fost informații extrem de importante Revenim în câteva minute, fiți cu ochii pe noi